Bună dimineața, dragi prieteni! Bine v-am regăsit și astăzi alături de programele NES TV Channel. V-am promis o emisiune interesantă și asta vă oferim. În prima parte a emisiunii discutăm despre un proiect de suflet, spuneam eu. Poate că sunt puțin subiectivă, însă consider că fiecare scriitor pune suflet în ceea ce face. Alături de mine, în prima parte, se va afla domnul Ungureanu Marius, autor al cărții Înger și Demon, Începuturi. Începând cu ora 11, ni se alătură fondatorul unui proiect interesant din județul Suceava. Vorbim despre niște serii educaționale, seri de film educațional, seri de dezbateri, conferințe pe baza unor cunoștințe în domeniul afacerilor și a antreprenoriatului, dar despre asta cred că ne poate povesti el mai multe. Până una alta, eu zic să facem cunoștință cu primul nostru invitat. Bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Să rămână și mulțumesc din suflet pentru invitație și mă simt onorat să mă aflu în biroul dumneavoastră. Eu am găsit cartea domnului Ungureanu Marius în mediul online, bineînțeles, pentru că este un mediu care promovează destul de bine, zic eu, încă scriitorii contemporani. Ei, și mi-a atras atenția și m-am uitat și în stânga și în dreapta și pe recenzii și la câteva fragmente și la câteva fotografii. Astfel, am reușit să fac cunoștință cu domnul Ungureanu Marius și să-l aduc în această dimineață alături de dumneavoastră. Vreau însă să o luăm așa, cap-coadă, să fie o discuție relaxată și să dăm o lecție telespectatorilor, poate. Sunt sigură că ne urmăresc tineri care scriu, sunt sigură că ne urmăresc persoane care au încercat vreodată și au fost dezamăgite și au renunțat, sunt sigură că ne urmăresc cititori sau posibil cititori. Și atunci este cu siguranță minunat să ne cunoască de la începuturile dumneavoastră în lumea aceasta a literaturii și până în momentul de față. Ce-o fi după, vedem mai încolo. Spuneți-mi, în primul rând, v-ați gândit vreodată că o să fiți un autor publicat? Sincer nu. Am început să scriu acest roman exact de ziua mea, a fost pe 13.1.2014, într-o simplu agendă neagră, scris din mână. Scris de mână? Wow, foarte. Eu, spre principiu, scriu... Toată cartea ați scris-o de mână? Toată cartea de mână, trecută prin două etape. Deci am scris pe o agendă, pe urmă am scris pe niște foi albi, deci romanul ăsta. Da. Niște foi albi, apoi am trecut-o în Word. Deci, trecând prin toate trei etape, îți mai vin idei noi, îți mai completezi. Mai vezi apoi că mai trebuie ceva undeva. Exact, exact. Și totul a început cu un vis, sau cel puțin în legătură cu un vis. Așa a început. Ne puteți da puțin așa din casă să ne spuneți cu ce avea legătură visul ăsta, ca să ne dăm seama de unde a pornit ideea pentru această carte? Exact în primul capitol cu pur și simplu un vis am încercat să combin cu liceul, cu în liceu cu tinerii, cu am făcut liceu în la Câmplul Moldovesc, în grup școlar numărul 1, așa, și cu colegi am vrut să încerc să fac o combinație, să vedem ce a spus, și simplu mi-am transpus între colegi, știți, m-am gândit, și în vis să fac o combinație, să văd dacă iasă ceva, știți, în acea, pur și simplu... A fost o idee de moment și se găsește în primul capitol, deci acea idee și... Am diversificat-o pe parcurs și tot scriam, știți, am băgat alte idei, am introdus, am corectat, și a luat primul capitol, a luat încet, dar nu mă gândeam niciodată, știți, să iasă un roman, știți, niciodată nu mă gândeam, nu, pur și simplu am așezat pe foaie, am scris cu gândul la ceea ce simțeam eu în acel moment. Nici prin cap, nici prin gând.
V-am spus, am început să scriu pe 13 ianuarie 2014 și nu n-am scris, pentru că n-am scris zi de zi. Odată ce scrii zi de zi, poate nici termin, poți. Nici nu poți, ai treburi, ai pe acasă, vă dați seama, sunt multe, așa, și încet, încet a prins mai multe capitole, acțiunea, deci a fost, cum să zic, până acum... A fost oricum un drum și... Orice încercare de tipul acesta este un drum anevoios și e un drum destul de complicat, pentru că, vă pun o întrebare, sunt curioasă dacă eu am fost în situația aceasta singură sau toată lumea pățește așa. Au existat momente de-a lungul scrierii acestui roman în care dumneavoastră practic v-ați blocat, parcă nu mai aveați gândurile potrivite sau nu se mai legau cuvintele, încercați să scrieți o propoziție și nu se mai lega? Eu când încep să scriu, deci, nu știu, eu nu, nu prezic sau cum se zic, se spune, nu știu ce face personajul peste o pagină, două, știți? Bineînțeles. Eu odată ce încep să scriu, pur și simplu scriu, știți? Dar v-am spus doar din pix, nu scris prin Word, da. Nu nimic. Deci scriu... Încep să scriu și nu pot, știți, dar am avut, sunt unele momente când pur și simplu rămâi și te gândești, știți, te gândești, bă, ce mai faci personajul sau unde să-l duc, ce să fac cu el, cum sunt, și am avut, da, vă dați seama, în 2 ani, timp de 2 ani, când în timp de 2 ani ai timp să... Diverse. Să te joci un pic și exact, cu personajele și cu acțiunea. Exact, să-i duci într-o parte, duci în cealaltă, vezi bine, vezi nu-i bine, deci încerci să faci... Ca să placă cititorul, asta e cel mai mult. Când citești, știți... Să-l țină acolo, exact, nu? Exact, să fie absorbit de roman și de... Da. Să-i placă. Când a fost momentul în care ați hotărât că ceea ce scrieți dumneavoastră acolo, în agenda și pe foi albe, merită pus într-o carte și că aveți curajul de a încerca acest lucru? Mult, după o perioadă lungă de timp. Deci am încercat... M-a străbătut un gând că s-ar putea să prindă toată, știți, să prindă viață și să pot publica. Nu mă gândeam niciodată, deci nu mă gândeam că a să iasă o carte, chiar un roman, și să prind un contract foarte bun. Eu să prind și nu... Deci foarte, cam după un an, am încercat ce am scris tot, le-am pus în Word, știți? Le-am transformat în Word, scris și pe urmă am trimis la diferite edituri să văd o părere. Da. Știți, o părere despre toate rândurile scrise și ce... despre conținut, că asta e conținutul. Bineînțeles. În momentul în care ați luat această hotărâre, da, vreau să încerc să trimit la mai multe edituri, da, să văd care ar fi variantele și eventual, dacă de Dumnezeu, să iasă un roman publicat. Familia, prietenii, cunoștințele, colegii, oamenii din jur, oamenii din mediul online care vă cunosc, cum au reacționat? Deci de acest roman au știut doar doi, nici părinții, nici părinții, chiar nici sora, nu au știut că am scris. Eu pur și simplu scriam, dar nu le spuneam, știți? Scriam, da, retrageam undeva și numai... Deci, nu știu, inspirația sau nu știu cum se spune, numai seara, știți, ziua ești ocupat cu altceva, ziua îți fuge gândul la altceva, știți, nu. Numai seara, deci tot romanul l-am scris seara, pe timpul nopții, chiar când ai minte odihnită, știți. Și de acest roman au știut numai doi colegi, deci, și m-au încurajat. Am spus baftă, oricum nu le-a venit nici lor să creadă că dintr-o dată, oricum eram, le-am zis cam pe la jumatea romanului, știți, cam așa, am zis că, bă, să încerc să fac ceva, să dau o idee, știți, să văd cum ar suna, uite, ungureanul a început să scrie sau colegul nostru a început să scrie, știți, am dat o idee și pe parcurs m-au susținut foarte mult, pe ocazia asta le mulțumesc foarte mult colegilor, care m-au susținut foarte mult în... Este oarecum drum. Surprinzător, pentru că de obicei lumea reacționează în felul următor când aude de așa ceva. Ei, nu se câștigă din scris, îți pierzi timpul, eu am auzit lucrurile astea și tocmai de aceea am vrut să... De ce nu faci altceva? Da, de ce eram curioasă dacă dumneavoastră ați pățit același lucru sau nu. Însă se pare că în jurul vostru au fost persoane care v-au motivat și poate... M-au motivat, ați avut nevoie și de asta ca să duceți la bun sfârșit proiectul? Exact. Au fost alături de mine, mai ales părinții,
părinții, sora după ce a aflat, știți, a fost alături de mine, m-a încurajat, a spus că nu, mi-au zis nu renunța, scrii ce poți, scrii ce gândești, vezi dacă merge, dacă orice, pentru că pentru mine este un drum necunoscut, am început o total diferit, știți, ce fac cu viața reală, cu așa, cu... Avem câțiva telespectatori care deja ne întreabă unde poate fi găsită cartea, însă despre acest lucru vom ajunge să discutăm mai încolo. Vrem să ne cunoaștem așa, pas cu pas. Bun. Înger și demon, începuturi. De ce titlul acesta? E o întrebare firească pe care orice scriitor o primește. De ce ați ales titlul acesta? Care ar fi legătura titlului cu romanul? De ce nu altul? Conținutul, deci, de pe ansamblu mi-am dorit să fac ceva diferit, știți? Și să încerc dragoste dintr-un înger și demon. Deci, asta a fost subiectul pe care am început să scriu. Azi, cum să fac, să încep să scriu acest lucru, știți? Și singur, bineînțeles, înger și demon. Și începuturi am spus că dacă prinde romanul sau ceva, încerca să las cumva o continuare. Și pur și simplu începuturi. Și înger și demon, deci conținutul și tot e dragoste dintr-un înger și demon. Asta e de la... Asta e ideea de la poate. Exact, de la ideea asta am plecat și aceasta a fost să fie titlul. Și... Dacă îmi permiteți, o să vreau să le citesc telespectatorilor, da, ceea ce ne scrie pe spatele cărții. Da? Rafael, s-a auzit din nou de data aceasta mai tare. Am sărit în picioare și m-am întors să văd cine este în spatele meu. Ciudat, șoferul și doamnele n-au dat niciun semn că ar fi auzit acest strigăt. În acel moment am văzut pe bancheta din spate o tânără nespus de frumoasă. Părul era de un roșu închis, tenul foarte strălucitor și ochii de un albastru senin. N-am avut nicio reacție, stăteam în picioare fără să mișc nicio parte a corpului, iar acea fată se uita direct în ochii mei. Buzele ei începeau să se deschidă și au ieșit din ele cuvântul „Ajută-mă!”. Am întors repede capul spre șofer strigând. Îmi cer scuze, domnișoara din spate are nevoie de ajutor. Șoferul, un bărbat de vârsta a doua, se uită în oglinda retrovizoare, apoi întoarse privirea spre mine. Cine are nevoie de ajutor, tinere? Spuse cu o voce groasă. Nu vezi că nu este nimeni în spate? Se întoarse la drum și vorbi în șoaptă. Of, adolescenții din ziua de astăzi! Întorcând capul spre bancheta din spate unde stătea tânăra, am simțit în acel moment cum mii de furnici îmi străpun corpul și umblă dintr-o parte în alta. Acest sentiment m-a invadat când mi-am dat seama că nu era nimeni în spate, încercam să înțeleg ce s-a întâmplat, dar a fost real. M-am așezat la loc având tot acel sentiment de frică. Pe mine m-ați prins deja, ce să zic. Abia aștept să văd cine este Rafael. Să înțeleg că Rafael este unul dintre personajele principale. Deci, da, personal principal, un tânăr, un adolescent, care nu își dă seama de nimic, pur și simplu duce o viață liniștită. Este înaintea bacului, bacalaureat, în clasa 12-a, se pregătește pentru bacalaureat, dar are o foarte mare responsabilitate în spate. Deci mama lui este bolnavă de cancer și tatălui, văzând toate acestea, că nu mai face față, a intrat în patima alcoolului și nu poate ajuta cu nimic. Și el se bazează foarte mult pe ajutorul, singurul ajutor a mamei a rămas el, adolescent. Și... Înțeleg că este însoțit și de un personaj feminin. Bănuiesc că este și un personaj feminin în carte. Da. Mm-hmm. Da, dar sunt mai multe care... într-un moment a romanului te aduc într-o parte cu gândul la o să rămână așa, să fii cu personajul cel feminin, da. Iar în cealaltă parte apare altcineva care e total neașteptat, deci nu nici odată ce practic citești... Practic două lumi. Da, exact. Lumea fantastică și lumea reală. Dar am încercat să combin și din viața reală, deci foarte mult din viața reală și viața fantastică, știți? Asta pentru a se regăsi și oamenii, dar și pentru a avea partea aceea de suspans care atrage până la urmă. Hai să fim serioși, fantasticul atrage cu siguranță orice cititor. Da, spuneți că ați scris cartea aceasta de obicei pe seară sau pe noapte. Pe seară, marea majoritate a scriitorilor fac acest lucru.
Pentru cei care ne urmăresc și sunt curioși, am primit deja mesaje, mă întreabă cineva cum arăta o seară în care dumneavoastră scriați. Trebuia să fiți într-un anumit loc, trebuia să fiți singur, puteați să scrieți dacă aveați alte persoane în cameră, aveați nevoie de ceva anume ca să vă puteți concentra. Cum arată momentul acela când dumneavoastră scrieți? Eu, în viața reală, locuiesc cu părinții, și am o fetiță de 5 ani jumate. Și să sunt, mă trăiască. Mulțumesc. Și sunt divorțat de, tot de 5 ani jumate. Deci pentru mine fetița este totul, știți? Și eu stau, deci mă ocup în foarte mare parte, deci eu numai cu fetița, deci la servici, când sunt la servici, acasă când sunt două zile libri, cu fetița. Iar seara, când adorme, știți, când adorme, încep să scriu pur și simplu în cameră, aprind o vioză și acolo, da, v-am spus, tot de mână. Scris de mână, deci ăsta e locul meu și orele nu depind, poți să fii 12 noaptea, 1 noapte, deci atunci ai mintea odihnită și multe, da, multe puteți, idei. Puteți scrie dacă se află alte persoane în cameră, de exemplu? Da, da, deci nu, depinde pe ce idei, totdeauna când încep să scriu, știți, trebuie să citesc din urmă 2-3 pagini. Să mă gândesc în continuare, ci pe moment, atunci, știți? Și încep să scriu până cât pot și cât se duce, știi? Cât? Da. Ce alte teme ați abordat dumneavoastră în această carte? Bun, am înțeles că este ceva legat de fantastic, am înțeles, da, că se încadrează în genul fantastic, iubirea, da, fantasy, da. Iubirea și mai întâlnim și altceva, poate? Altceva, nu știu, de... nu știu, realul poate, sau confuzia, trecerea de la o lume la alta, pur și simplu e ceva care te ține, te prinde și care îți dorești să citești mai departe. Exact, nu în continuare. Eu spun că a plăcut foarte mult la cititor și la cine, pentru că sunt elemente reale, știți, cum e casa, cum e, am un cățel, chiar numele cățelului scris în carte, am mașina, chiar mașina în carte, chiar mama, tot ce se întâmplă cu mama e adevărat, cu tata nu, tata e altceva, colegi, deci sunt elemente care cei care mă cunosc și citesc, vă dați seama, se uite, vai, uite mașina, încă o dovadă, uite... a faptului că scriitorul nu se poate desprinde, exact, de și locul, și locul natal, și Prisaca, știți, Prisaca Dornei, și peisajele, și tot am încercat să le introduc să iasă ceva. Este aici parte din sufletul dumneavoastră? Bineînțeles. Sunt atras de, cum să zic, de fantastic, de, știți, ceva diferit. Sunt fascinat, deci rămân wow, când vezi sau chiar citesc cărți sau știți ceva, pur și simplu îmi place, e fantastic, asta e. Da. Bun, mergem mai departe. Să înțeleg, dumneavoastră ați hotărât că trebuie să vă interesați, interesați la edituri și să aflați care este cea mai bună variantă pentru dumneavoastră. Cum a decurs? Bun. Ați primit răspuns de la mai multe, ați ales o editură, nu spunem care, așa, vor afla cititorii atunci când vor ajunge în posesia cărții. Ce a urmat după? Pentru că să devii un autor publicat în România și în zilele de astăzi, în anul 2017, în care cărțile de obicei sunt lăsate să se odihnească pe raft, e greu. Și să publici o carte e greu. Poate... și dovadă de curaj, dar și de nebunie să alegi să faci asta. Da. Ce a urmat? În momentul în care ați ales editura, a urmat perioada de recitirea cărții, trebuia să terminați cartea, v-au dat câteva sfaturi să mai schimbați ceva, a fost nevoie să mai luați pe cineva în ajutor să corecteze cartea, coperta. Care a fost drumul? Drumul spre această editură care am ales-o se datorează doamnei Carmina Har. Este tot o scriitoare de renume din România, nu știu dacă ați auzit. Așa. A scris Dumnezeul din tine. Deci cu ea am povestit, este, acum stă în Irlanda, deci a lansat cărțile, tot la editura, editura asta. Cu ea am vorbit foarte mult, pentru că, cum zic,
un drum necunoscut, știți? Am intrat pe, da, pe acel drum necunoscut, pur și simplu, și am întrebat în stânga și în dreapta, ce să faci? Pur și simplu tu scrii, îți așezi toate gândurile, tot ce este pe hârtie, dar îți trebuie ceva să te ajute, știți? Ceva care să fii, să-ți dea o idee, să-ți dea un impuls, de ce așa și din nu așa. Din punctul meu de vedere, e mai ușoară partea în care scrii, exact, decât partea exact, în care te apuci exact, să pregătești cartea să ajungă pe exact, mâinile oamenilor. E foarte ușor îți scrii ideile, spui toate ideile până și ți le pui undeva deoparte, știți, și rămân acolo. Dar îți dorești ca să citească cineva, să citească, să-ți cunoască ideile, să bucure, nu știu, să bucure poate sau să se supere sau știți cum e, da. Și v-am spus, doamna Carmina Harn, ea am stat alături, am povestit cu dânsa foarte multe idei, mi-au dat, mi-au spus ce se întâmplă, cum înseamnă mult de la cineva care deja a publicat, știți, care deja a intrat pe drumul ăsta și deja știe toate demersurile, cum se spune așa, și am ajutat și am ales cu ajutorul ei, am ales această editură. Și sunt foarte mulțumit și vreau să le mulțumesc și pe ocazia asta. Sunt foarte mulțumit de condiții și de, pentru că m-au ajutat, au fost alături de mine. Deci au fost, m-au susținut, le-au plăcut, m-au sunat, m-au întrebat, e bine, nu e bine, vreți, ideile de bază și astea nu s-au schimbat. Bineînțeles. Deci astea au fost, dar în rest, deci eu sunt foarte mulțumit de ceea ce au realizat și că au fost, asta însemna ce mai pentru mine, că au fost alături de mine. Cât a durat din momentul în care, să spunem, dumneavoastră ați semnat contractul cu editura și până s-a lansat cartea? S-a lansat cartea cam 4 luni, 5 luni au fost de când. Pentru că urmează un proces de corectare, îți trimit înapoi, corectează, tu iar îți citești ideile, iar le trimiți înapoi, iar corectează. Știți, poate sunt câteva... mai vine o idee, mai schimb ceva. Exact, dar nu prea multe, că pe urmă se întârzi, știți? Dacă da, schimb, se întârzi pe urmă mai mult. Și vă dați seama, primul roman ești nerăbdător, să vezi ce părere au ceilalți, ce părere au cititorii, colegii, familia, vă dați seama, e ceva, wow. Al doilea roman, dacă urmează, știți? Acum știi prin ce ai trecut. Și ai răbdare, te învăța cu răbdarea, deci e ceva mai ușor cum ar fi, știi, să treci prin este. Toate, din nou să treci prin toate etapele acestea. Dar sistem sentiment... Lansarea a avut loc pe? Sentiment, nu a avut lansarea. Încerc și sper cu ajutorul cineva să pot face o lansare, deci nu-i 100%, nu-i garantat, dar... Bine, totuși, cartea este publică. Da, cartea e publicată, da. Deci ați publicat-o pe data de? Aproximativ, în luna? În februarie, cam pe luna februarie, cam a ieșit, da, a ieșit cartea. Februarie, martie, cu o lună și ceva a trecut din... Și sincer, nu mă așteptam să aibă așa un impact de... Cum a reacționat? Bun, exact asta da, era următoarea deci, întrebare. Am rămas prima doamnă care mi-a citit total străină, prima dată am dat la un coleg să citească, cunoscut, știți? Și cineva străin, cum ar fi, pur și simplu care nu mă cunoaște, știți? Să văd o comparație între cunoscut și străin, știți? Și ăsta e un lucru foarte bun, foarte, pentru că exact, și pentru moral, exact, exact despre ce este vorba acolo și cum e percepută cartea ta. Și am rămas, ales lui doamna care mi-a citit prima dată, a rămas fără cuvinte, numai mulțumiri și deci a fost încântată. Nici eu, v-am zis, nici eu nu mă așteptam să aibă așa de mare succes, succes sufletesc, cum se spune, și succes în rândul colegilor și a prietenilor și a cititorilor și persoane total străini care mi-au achiziționa carte, deci... Care a fost cel mai frumos compliment primit? De la toți, carte? Nu știu, nu pot să spun un compliment, știi, deci toți mi-au mulțumit în felul lor. Deci bucuroși că au citit, bucuroși că m-au cunoscut, știți, că e o parte când cunoașteți cu... Prin asta oricum vă cunoaște oricine. Exact, mână pe exact, exact. Și nu am un, cum să zic, un compliment de la cineva aparte. Deci fiecare în felul lui mi-a mulțumit și eu la rândul meu am încercat să le mulțumesc. Am încercat să-i mulțumesc și mai mult, nu știu, nu, pur și simplu am rămas surprins. În momentul deci, de față dumneavoastră scrieți în continuare? Da, am început să scriu, nu la continuare. Nu. Am început să scriu un roman total diferit. Titlul încă îl cunosc, nu știu, nu le-am dat titlul. Am trimis deja la editură, câteva pagini, am cam 70-80 de pagini am trimis.
aștept să citească și încerc să... V-ați vedea acum fără să faceți asta? Fără să scrieți? Nu, pentru cum a spus și dumneavoastră, e ceva după ce termin, după ce am terminat romanul, încercam să scriu, vă dați seama, știți? Deci tot ocupat în fiecare seară, tot cu idei, cu ceva, cu nou, cu așa tot scrii, pui pe foaie. Odată ce s-a terminat, sincer, mă temeam de sfârșit. Mă temeam de... Încercam să lungesc cât mai mult, să fie cât mai mult, și să fie și un final de excepție să atragă. Și mă și temeam că dacă termin, ce se întâmplă? Asta mă... Am avut. Râd pentru că eu cunosc sentimentul exact, atât de bine. Dacă mi-a fost de ceva frică, mi-a fost de momentul exact, în care termin cartea. Și foarte... dacă a fost ceva mai dureros, a fost în momentul ăla în care am terminat-o, pentru că nu mai găseam rostul. Exact, idei, deci a fost ceva... Și am încercat, cum mi-a spus dumneavoastră, am încercat să scriu romanul. Am început alt roman, nu cel care scriu încoace, care îl scriu acum pe moment, dar m-am oprit într-un loc. Și am încercat altceva. Și văd că ăsta, romanul care e scris acum, merge în continuare, ideile, da, se duc cum trebuie. Să vedem ce ia până la sfârșit. Pentru că nu știu cât pagina să aibă, nu știu ce va fi mai încolo, nu știu cum va fi finalul. Niciodată nu o să știți asta până exact. Nu e gata cartea. Pur și simplu încerc să scriu și cât or fi. Da. O grămadă de telespectatori spun că vă cunosc, că v-au susținut, da. Colegii vă susțin în continuare și vă lasă mesaje, spun că au citit cartea și că da, i-a prins. Da, sunt foarte mulți care au citit. Și eu tocmai așa am dat peste dumneavoastră, am văzut că sunteți foarte prezent în mediul online. Cât de important credeți dumneavoastră că este pentru un scriitor, da, un scriitor contemporan, să fie prezent acolo în mediul online, să țină legătura cu cititorii, să-i, nu știu, atragă? Foarte important. Dacă nu era această mediu online, nu cred că... Deci, poate îmi cunoștea cineva, câte anumiți, puțin poate cititori, știți, îmi cunoștea o carte și deci atât, dar mediul online și prietenii și tot ce se întâmplă acolo, foarte important. Pe mine unul m-a ajutat și moralul, știți, și moralul, pentru că îți dai seama, ești bucuros când vezi că cineva scrie, mai ales dacă scrie despre o carte sau îți spune din pagini, povestiești cu el, deci foarte important, mediul online. Fără el, v-am spus, poate reușeam să scot și eram cunoscut, dar de câțiva cititori, știi, pur și simplu o carte în librărie, așa, citește și... Da. Deci foarte important. Bun. Încă o curiozitate, așa cum dacă v-am prins, eu încerc să aflu dacă toți autorii avem aceleași sentimente. Bănuiesc că a existat un moment în care dumneavoastră ați văzut o persoană cunoscută sau necunoscută și ați observat că ține cartea dumneavoastră în mână și o citește. Ce ați simțit în momentul acela? Cum am zis că am dat prima dată cartea lui colegul meu. Deci intri și vezi că se citește cartea, numai dumneavoastră știți. Deci pur și simplu rămâi, nu știu, un sentiment aparte, care nu cred că îl poți descrie în cuvinte. Acea bucurie, e ceva ce ai creat tu și citește cineva se bucură de ce a creat și de ce. E un sentiment aparte. Nu pot descrie, bucurie, mai mult de bucurie, e ceva care... Cum să zic, te unge pe suflet așa, e ceva foarte... Da, cu siguranță. Foarte frumos, ceva foarte frumos. Cu siguranță. Citiți sau doar scrieți? Scriu, am și citit, sunt atras. Îmi place foarte mult, deci cărțile apărute acum. Deci, nu, vechi, îmi plac și vechi, deci nu e nicio... Dar îmi place și modernul, știți? Deci, felul cum să scrise... Felul cum sunt atras de cărțile noi și am citit câteva cărți de o autoare cunoscută și prietene cu mine și doamna Leila Sandra Coroian a scris o carte foarte mult, mi-a plăcut și în timp ce scriam și eu la carte, am citit și cartea ei, știți? Și am văzut diferență, știți? Cum să zic, ei... Când citești cartea lui cineva cunoscut, pur și simplu ai alt sentiment, alt de citit, știi?
l-ai cunoscut personal, noi numai prin telefon ne-am cunoscut și prin, bineînțeles, prin mediul online. Și e ceva, cum spun, plăcut când îl și cunoști și și citești carte. Știți, e ceva... Da. Foarte frumos. Tocmai am transmis colegului nostru Bogdan din redacție, i-am transmis un material video. Cineva mi-a trimis un material video cu obiceiuri ciudate ale scriitorilor. Și am înțeles că e ceva amuzant și ar trebui să îl urmărim cu toții. O să le rog pe Bogdan dacă poate să pregătească acest material până una alta. Da, tocmai de asta vă întrebam cum arată momentul în care dumneavoastră scrieți, pentru că mai există și persoane care au obiceiuri ciudate atunci când scriu. Da. Nu, da. Pur și simplu seara la vioze, asta să fie așa un cadru ceva mai cu lumina stinsă ceva, așa un pic, când scrii să simți ceva, să nu pur și simplu scrii și știi, trebuie să te strângă în spate, să simți fiori, să simți ceva... Și pun într-un cadru obscur, așa știți, la lumina vivă. Asta e... Ce-ați vrut dumneavoastră să transmiteți prin cartea asta? Fiecare, până la urmă, are un mesaj pe care vrea să-l transmită într-o carte. Bine, sau mai multe, că nu ne putem opri niciodată la unul. Da, da. Dar, nu știu, dați-mi exemplu de un mesaj, două mesaje pe care ați vrut să le transmiteți prin această carte. Nu știu, sincer, nu știu dacă am încercat să transmit vreun mesaj, dar fiecare cititor... interpretează cartea cum crede el. Corect. Deci fiecare, că e bine, că e rău, deci îi interpretează și îi percep acel mesaj. Ori îl percep în bine, ori îl percep în rău, cum crede. Eu, unul sincer, n-am încercat să transmit un mesaj. Pur și simplu sunt atras de fantastic și de faptul de elementele astea reale, știți? De locul natal și de tot. Deci pur și simplu am fost atras de... să fac o combinație între fantastic și real. Asta a fost mesaj. Nu știu ce aș putea să transmit din... Nu încerc să... Mie îmi place un lucru și observ un lucru la dumneavoastră. Sunteți foarte relaxat când vine vorba de proiectul acesta, adică pur și simplu se vede de la distanță că ați scris această carte doar pentru că așa a fost să fie, pentru că ați început să scrieți, s-a conturat ceva frumos și ați crezut că e firesc să împărțiți cu ceilalți. Nu v-ați gândit niciodată, eu vreau să transmit mesajul acesta oamenilor haideți să scriu o carte. Nu v-ați gândit niciodată, eu vreau să scriu despre asta și despre asta apucat să scrieți. Și până la urmă, asta e ceea ce contează atunci când vine vorba de a scrie. Să scrii fără să te gândești la ce urmează exact. Să fii alături, cum zic, să fii suflet și trup de ceea ce pui și ceea ce scrii și ceea ce creezi, știi? Asta e singurul sentiment și e ceva... E ceva unic care avem norocul, putem spune că să trăim. Da. Și fiecare îl trăiește, fiecare îl trăiește care, știți, un felul, deci... Doar dacă scrii, simți ceea ce... oricum, e ceva... Da, și așa cum spuneați și dumneavoastră, la fel cum cititorul înțelege și percepe cartea în mod deci mesajul, el pricepe, știți, el îl înțelege, îl ia în vârte pe toate părțile, cum se spune. La fel mesaj. Și scriitorul percepe până la urmă cartea diferită, adică nu neapărat că o percepe, tot ce ține de carte după lansare, reacțiile cititorilor, faptul că a avut succes sau nu, faptul că este în mâinile oamenilor, e simțit diferit de fiecare scriitor în parte. Credeți că societatea actuală promovează cât trebuie scriitorii? Pentru că în ultimul timp se zăresc așa peste tot scriitori și scriitori tineri și scriitori cu idei diferite. Dacă e să ne uităm doar la blogări, pentru că marea majoritate așa încep, adică așa am început și eu. Marea majoritate încep cu un blog, da, personal, pe care scriu din când în când și ulterior pun totul într-o carte, pentru ca de acolo să se nască și altele. Credeți că sunt susținuți destul de tot ce ține, de autorități, de mass media, de oamenii de rând. Da. De oameni de rând sunt susținuți. Nu știu, nu vreau să spun ceva care, nu știu, să nu fie... Nu știu, blogării
Bază, nu vreau să supăr pe nimeni sau să spun ceva. Bineînțeles, sau... este strict părerea personală. Nu, eu vă întrebam pur și simplu dacă un scriitor din ziua de astăzi, da, în anul 2017, este susținut de tot ce înseamnă România. Da, nu 100%, nu ridicat la extrem, să spun, nu știu, dar în felul lor, știți, sunt susținuți, deci e lumea lor, care, cum să zic, care se desfășoară. Eu cred că sunteți prea drăguți. Care... Pentru că nu e tocmai așa, din păcate. Dacă dumneavoastră nu vreți să spuneți, atunci lăsați că spun eu. Nu, ideea este că mă gândesc că s-ar putea face mult mai multe lucruri se poate, cei exact care au acest talent. Deci, v-am spus, trebuie un ajutor. Deci un ajutor că pur și simplu îl scrii, îl faci, îți pui rândul, îți pui ideile toate, dar dacă nu este cineva care să te ajute, să te, v-am spus, media online, uh-huh, deci a ajutat foarte mult la răspândirea și la crearea, cum să zic, la vede omul, vede cineva, vede, uite carte, uite ce frumoasă, uite ce, mai ales recenziile bloggerilor, recenziile contează foarte mult. Știți că imediat intră cineva și citește și imediat ajunge mult mai exact, departe, exact. Da. Și nu mă refer aici la ajutor din punct de vedere material sau mai știu ce. Pentru că asta e firesc. Vrei să scoți un proiect, te implici tu în proiectul acela, exact, și trebuie exact bugetul tău propriu. Exact. Mă refer însă la o mulțime de lucruri care s-ar putea face pentru cei care citesc și cei care scriu. S-ar putea, nu știu. Hai să facem un grup. Se adună toți elevii talentați sau studenții talentați la scris, iar profesorii de limba română încearcă să-i îndrume în lumea aceasta. Haideți noi, cei care am reușit și ne-a ajutat Dumnezeu să scoatem o carte, să reușim să facem ceva pentru alții care vor. Aici eu pot să mă declar vinovată. Mă gândesc că s-ar putea face foarte multe lucruri și eu cunosc, de asta vă spun, pentru că am cunoscut recent o domnișoară, are undeva la 16 ani, este elevă de-a mea, care a început să scrie și mi-a dat la un moment dat să-i citesc o poezie. Ea scrie versuri și poezia era fantastică, nici măcar nu-mi venea să cred că este scrisă de o fetiță până la urmă de 15-16 ani și transmitea atât de mult. Era vorba despre ploaie, dar eu am simțit și ploaia aia și am simțit și mult mai mult. Și am întrebat-o dacă mai scrie și mi-a spus că nu. Când am întrebat-o de ce, spunea că a mers la doamna ei dirigintă, i-a arătat poezia respectivă și i-a spus că nu este potrivită nici pentru vârsta ei și că acum este momentul în care ea trebuie să învețe pentru școală, nu să scrie. Cel mai mare impact e asta când scrii ceva, cum am spus și dumneavoastră, poezia și mergi la cineva și îți spune că nu e bine sau nu e frumoasă. Mm-hmm. Deci asta are un impact asupra ta pe moment, atunci când ești prins de aceea lucrarea ta și când îți spune că nu e bine, pur și simplu te descurajează cu totul. De aceea nu trebuie să renunți, trebuie să scrii în continuare și noi ce putem face, noi care am scos acum. Exact, am pățit și eu tot un caz. Tot mi-a scris cineva, mi-a trimis un fragment dintr-o carte, pur și simplu, mi-a plăcut foarte mult și am zis că eu ce pot ajuta, pot să te îndrum spre acea editură sau pot să-ți dau sfaturi, deci cu sfaturi altceva, eu aș, oricine mi-ar scrie în momentul ăsta sau oricând, deci aș și din natura mea așa să ajut. Deci aș ajuta pe oricine, dar mai mult... Nu știu dacă se poate face. Da, bine, mai mult de atât nu. Deci cu sfaturi și cu idei și cu conversații pe aceasta. Mai ales foarte mult le plac odată ce, cum mi-a trimis textul, știți, să povestim despre acel text. Deci foarte mult îi ajută și foarte mult îi ambiționează. Uh-huh. Că dacă trimiteți textul și tu îi scrii imediat sau îi spui la telefon sau ceva că nu e bun, că nu știu, mă da seama că... Din start ea s-a descurajat. Singurul lucru care m-a frapat a fost acesta, faptul că... Profesor de română descurajat-o. Nu era de română, era diriginta. Diriginta, da. O persoană responsabilă până la urmă pe persoana respectivă, care putea să dea o vorbă bună și să îndemne. Dar se pare că suntem în România mult prea axați pe tu trebuie să înveți la vârsta asta și să înveți eventual matematică, fizică. N-ai să mergi niciodată pe alea, posibil domnișoara respectivă să ajungă să fie, de ce nu, o scriitoare publicată, da, și care să aibă succes. Și atunci niciodată nu o să lucreze în domeniile respective. Dar uite că nu este atât de susținut acest lucru, din păcate, în cel puțin în mediul acesta școlar. Da, colegii ne-au anunțat că este gata materialul, îl urmărim, după care revenim, da? Da.
Fraților, nu știu de ce, dar scriitorii sunt niște excentrici dubioși cu comportamente ciudate. Poate că sunt așa pentru că stau singuri și scriu. Sau poate au fost întotdeauna așa și au ajuns să scrie pentru că nimeni nu-i suporta la birou. Uite 10 obiceiuri ciudate ale scriitorilor faimoși. You'll never have the sacred stone. Oh, this 10. Victor Hugo obișnuia să-și încuie toate hainele pe care le avea, mai puțin un șal cu care se înfășura și se așeza să scrie Cocoșatul de la Notre-Dame. Asta pentru că vroia să se concentreze pe muncă și să nu fie tentat să plece din casă. Echivalentul din zilele noastre ar fi să-ți închizi telefonul și să-l arunci pe geam. 9. Dacă Victor avea o oarecare explicație pentru comportamentul său, Truman Capote era pur și simplu ciudat. Nu scria nimic vinerea, în camere de hotel cu numărul 13 sau lângă o scrumieră care avea mai mult de 3 chiștoace în ea. Corect. 8. Jack Kerouac scria în momente de maximă excitație intelectuală. Când scria, nu se putea opri pentru nimic în lume, nici măcar pentru a da pagina. Așa că omul a scris romanul Pe drum pe o rolă de tip papirus. 7. Friedrich Schiller nu putea să scrie fără să aibă în sertarul biroului mai multe mere în proces de putrefacție. Spunea că mirosul acestora era o sursă de inspirație pentru scrierile sale. Unul i-am mirosit cartea și n-am simțit nimic. 6. Unele dintre cele mai complicate crime descrise de Agatha Christie au fost imaginate de scriitoare în timp ce se marina în cadă mâncând mere. 5. John Steinbeck nu putea să scrie nici măcar un cuvânt fără să aibă 12 creioane perfect ascuțite, așezate pe masa sa de lucru. 4. Woody Allen obișnuia să scrie aproximativ 50 de glume pe zi în timp ce stătea în aglomerație în metroul din New York. Asta ar putea explica umorul lui bazat pe observații legate de oameni obișnuiți în situații banale. 3. Sir Walter Scott își compunea poeziile în timp ce stătea pe cal plimbându-se prin natură. 2. Virginia Woolf scria din picioare și din cauza asta e posibil ca ea să fi inventat primul birou la care stai în picioare atât de căutat în zilele noastre. Și pe locul 1, T.S. Eliot. Înainte de a se apuca de scris, Eliot se dădea cu pudră de față verde. Nimeni nu știe de ce. Fără nicio legătură cu ce am spus mai devreme, anagrama numelui T.S. Eliot e toilet. E doar o observație. Cam atât pentru astăzi, eu mă duc să mă pudrez verde și să zac în cadă înfășurat în șal, pregătindu-mă pentru următorul episod. Ne vedem săptămâna viitoare! Da, un material amuzant pe care ni l-au trimis telespectatorii. Ei, se pare că așa suntem noi, perceput. Mai ales cu telefoanele. Deci cu telefoanele, când încep să scrii, trebuie să le închizi, să-l pui deoparte. Deci asta, poate, cred că e singurul... Să înțeleg că telefonul era ceea ce vă distrăgea. Da, exact. Telefonul trebuie pus deoparte undeva, știți, că te concentrezi, nu, pe... Da, bineînțeles. Spuneți-mi așa, pentru că trece timpul și cât de curând va trebui să luăm o scurtă pauză, să trecem mai departe. Ce aveți teletransmis cititorilor dumneavoastră? Celor care v-au citit până acum, după care un mesaj pentru cei care poate o să vă citească. Faceți-i să vă citească. Ce aș putea să transmit? Nu știu, sincer, nu știu ce... Ce bine, e clar că pentru cei care v-au citit deja nu există decât mulțumiri, da, bineînțeles. Mulțumiri. Pentru cei care încă nu au citit, le recomand romanul, mai ales dacă mă cunosc, știu despre ce am scris și cum am scris și, nu știu, le recomand să intre într-o lume fantastică, se combine realul cu fantasticul și se ducă pe cele mai neașteptate locuri. Pur și simplu sunt locuri care n-ai cum să te gândești în viața reală, știți? Pur și simplu se intre într-o lume fantastică și se uite pe moment de tot ce înconjoară. Cum v-a ajutat pe dumneavoastră faptul că ați scris această carte? Cum m-a ajutat? Mulți spun că te vindeci de orice prin scris. Mulți spun că uiți de orice problemă prin scris, mulți spun că e un fel de evadare dintr-o lume în care ai anumite probleme și tocmai de asta vă întreb. Exact, intri într-o lume, o lume a ta, o lume creată de tine, cu personaje făcute de tine,
poți face orice cu personajul ăla și asta e, cum să zic, e satisfacția ta, deci poți să-l faci bucuros, poți să-l faci fericit, poți să-l faci să iubească, poți să-l faci să iubească. Deci intru într-o lume care te deconectează de tot. Asta e singurul care uiți de treburile zilnice. Și asta îmi se pare că ți-ai uitat de, și de probleme. Și... Exact, exact. Deci pur și simplu intri în lumea ta și uiți de tot ce te înconjoară. Deci te deconectezi, cum ar fi. Te deconectezi de... V-a schimbat experiența aceasta, poate, într-un anume fel? V-a oferit niște lecții? V-a schimbat cumva? Schimbat? Nu știu dacă aș putea spune schimbat. Pur și simplu... vezi, nu știu dacă aș putea spune schimbat. Pur și simplu, deci numai sunt sentimentele între astea, bucurii și de fericire că cineva îți citește opera și creația. Asta e singurul, dar în schimbat nu aș putea spune. Sunt tot același, deci nu, nici în bine, nici în rău, pur și simplu... V-a oferit o bucurie, da. Exact, o bucurie neimaginată. Asta e singura explicație care... Încă o curiozitate a telespectatorilor. Care este scriitorul dumneavoastră preferat și cartea dumneavoastră preferată? V-am spus, singurul e doamna Leila Sandra Coroian și Irenu se cheamă. E un SF, o carte SF care m-a atras foarte mult. Foarte mult. Felul de a scrie. Asta m-a... Am intrat exact cum în lumea ei, știți? Cum, mai ales că o și cunoșteam, o și cunosc și am intrat în lumea ei și ceva frumos și diferit. Asta e. Ei, noi astăzi ne-am cunoscut și sperăm data viitoare, când ne întâlnim aici să discutăm despre următorul roman, să fie și cartea Gânduri încălcite pe lista dumneavoastră. Cea mai mare plăcere, cu cea mai mare. Da. Eu sunt foarte curioasă de ceea ce ați scris dumneavoastră aici. Abia aștept să termin ziua aceasta de muncă și să încep să citesc cartea diseară. Sper până mâine seară să vă pot da și eu așa o scurtă recenzie și să vă spun părerea mea. Cred. Fiecare părere contează enorm în viața unui scriitor. Fiecare părere, deci... Așa-i. Cred că transmite multe. Nu știu, așa vă văd eu. Eu vă văd emoționat când vorbiți despre carte. Cunosc sentimentul și e un sentiment firesc și cât se poate de frumos. Cred că e unul dintre cele mai frumoase sentimente din lume. E ceva aparte, deci ceva pus deoparte, cum se spune. Este prima dată când prezentați cartea așa în public, să zic. Prima dată. N-ați prezentat cartea niciodată? Să stea în fața dumneavoastră 10-20 de oameni? Nu, deci asta e, poate și de asta îmi cer scuze dacă am avut emoții sau ceva. Emoțiile sunt... sunt firești. Exact. Vorbim despre proiectul dumneavoastră de suflet, vorbim despre o carte în care se află bucăți din viața dumneavoastră și bucăți din lumea aceea imaginară a dumneavoastră. Vorbim despre un proiect în care v-ați investit timp, muncă, bani, gânduri, idei, da. Și este firesc să aveți emoții. Dacă dumneavoastră vă cereți scuze, cred că n-ați fi vrut să mă vedeți pe mine la lansarea cărții, deși vorbesc zi de zi cu atâtea, da. 10.000, atâția 10.000, 10.000 de oameni, 10.000 doar, atâtea mii de oameni. Da, sunt pe Facebook, oamenii deja au început să pună întrebări, aveți o mulțime de comentarii de încurajare, avem o mulțime de oameni care ne urmăresc, încă o dovadă a faptului că scriitorii pot fi promovați în mediul online foarte frumos și eu cred că avem destui scriitori de valoare aici în zona noastră pe care trebuie să-i punem în lumină. Da. Asta și încercăm noi aici la Nest TV Channel. Dacă există programe speciale pentru a trata problemele județului, probleme de administrație, de politică, da. Și așa mai departe, e firesc să ne concentrăm pe ele pentru că trebuie rezolvate. Ei, există și programe speciale în care încercăm să demonstrăm că nu ne-am pierdut cu totul și încă nu suntem un ne-am pierdut. Vedeam chiar acum câteva zile în mediul online o fotografie cu un băiețel din Iași care la 11 ani vindea cărți doar pentru a-și cumpăra altele. Exact. Și mesajul era așa, nu suntem un ne-am pierdut. Exact, cu siguranță ați văzut și dumneavoastră. Pe final, unde se poate găsi cartea dumneavoastră? Cum poate intra un telespectator în posesia acestei cărți?
Aveți un site, vă găsesc pe Facebook. Dacă vă găsesc pe Facebook, puteți să le spuneți cum? Deci pe Facebook, mesaj privat sau pur și simplu un scrimi sau la editura, nu spun numele, nu? Sau... Da. Nu știu cum noastră. Oricum, cartea este scoasă printr-o editură, da? La da, care puteți, da, pe care o puteți contacta. La un număr de are un număr de telefon. Puteți deci găsi și în mediul online pe pagina de Facebook a domnului Ungureanu Marius sau pe pagina de Facebook Înger și Demon Începuturi, pentru că tocmai da, am căutat și cartea dumneavoastră are și o pagină de Facebook. Da. Mult succes vă doresc, Doamne ajută, vă aștept cu a doua carte aici. Mulțumesc și eu din suflet pentru, pentru invitație. Sper că a fost o experiență plăcută pentru dumneavoastră, diferit, chiar dacă prima... diferită. Diferită, dar dacă ați intrat în lumea asta, s-ar putea să mai aveți parte de astfel Doamne, de experiențe. Doamne ajută. Da, vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și eu din suflet pentru invitație și vă doresc dumneavoastră succes cât o sunteți în... cu un roman și vă doresc succes pe mai departe, să aveți cât mai multe realizări și mulțumesc din suflet și sper ca cei care încearcă să scrie, să intre și ei în lumea asta, să ne ceară ajutor, să ne ceară ajutor și noi cu un sfat, cu un oricând. Să dea oricând, Dumnezeu, pentru că știm cât de greu este drumul. Dragilor, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu al doilea invitat de astăzi. Discutăm despre un lucru minunat care se întâmplă în Suceava. Asta e părerea mea. Vedem la sfârșitul emisiunii care este și părerea dumneavoastră. Revenim!